George Scripcaru, primarul Brașovului, a fost trimis în judecată sub control judiciar de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Scripcaru este acuzat de abuz în serviciu, instigare la tentativă de abuz în serviciu și luare de mită. În același dosar a mai fost trimisă în judecată și Adina Durbacă, viceprimar al Brașovului, care este acuzată de instigare la abuz în serviciu, dar și alți funcționari din primăria Brașov. În rechizitoriul procurorilor se arată că în perioada 2011-2012 Scripcaru George, în calitate de primar al municipiului Brașov, i-a determinat pe unii funcționari din cadrul primăriei și pe unii angajați din cadrul a două societăți să-și exercite defectuos atribuțiile de serviciu, cu ocazia încheierii unor contracte cu firma unui apropiat, urmărind obținerea atât pentru sine cât și pentru această societate și persoanele care o administrau a unor foloase necuvenite.